Băi, fraților, deci înainte de a începe videoclipul, nu uitați să vă cumpărați jocuri bombă la prețuri și mai bombă de pe Eneba. Folosiți și codul ZZANDREI pentru că o să primiți o mică reducere și aveți toate linkurile în descriere. De asemenea, v-aș ruga foarte frumos să nu uitați să vă abonați, bineînțeles, cu clopoțel dacă doriți să primiți toate notificările de fiecare dată când postăm un nou videoclip. Iar dacă doriți să susțineți suplimentar canalul, puteți să deveniți membru apăsând butonul Join. Haideți să trecem la episod. Fraților, deci înainte de a începe acest videoclip, trebuie neapărat să spunem niște rugăciuni, pentru că iarăși ne jucăm business-uri, da? Acel joc foarte, foarte cancer, prieteni. Și nu numai pentru că suntem alături de și cei mai norocoși jucători, mai puțin Andres, prieteni, și anume Gabriela, da. Și Hydra. Andres cred că este cel mai ghinionist jucător pe care îl cunosc la business-uri și eu sunt pe locul 2. Gabi, ce-i cu caracterul ăsta? Mai am unul. Holy boys, Andres este spiriduș, eu sunt blondă cu câine. Oh. Nu, mai mișto Just Cosmin, mai mișto ăsta, zombiul ăsta, bun. Haideți să dăm play, prieteni, și înainte de toate nu uitați să rupeți like-urile alea dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri de acest gen. Scrieți în comentarii dacă vă uitați la tot episodul. Bro, vreau să văd ce abonați activ avem. Bine, Hydra, bine. Cine dă spiridușul? Oh, da. Shanghai. Bă, ce, bă, da, e chiar râs skin-ul tău, Coco, la cel mai serios acum. Sincer, al Gabrielei e cel mai șmecher. Eu dau ultimul, băieți. Ești femeie. Cine poate să dea ultimul, băieți? Păi da, dar sunt blondă cu un cuțu drăguț. Da. Blondele fac rost de bani foarte ușor, Andres. Vrei să vezi? Ia uite. Yeah! Nu-mi place. Gunoi. Mai bine Veneția sau Italia sau Milan, prieteni. Italia, what the fuck. Hai, Hydra, plătește. Ăsta nu. What? Pe ce pui? E bine, e bine. Bravo, Hydra. Cum trec o dată dublă din prima? Că eu dacă dădeam să dau dublă din prima... Ia uite-l, mă, pozna! Da. Nu e, că nu e scripta joc. Nu e scripta jocul, băieți! Nu e scripta jocul, băieți! Deci dacă pic la Roma... Dacă pic la Roma, băieți, cu blondina asta... Hai Hamburg. Hai de Gabriela. Băi, e chiar mișto caracterul ăsta, îmi place. Șapcă întoarsă, bam, lanț frumos, ceas frumos. Pantaloni rupți, cum se poartă, poftim? Îți place, nu? Da, e top. Ce-am zis mai devreme? Ce-am zis mai devreme? Dacă o pic la Roma, ce dracu fac? Că nu fac nimic. Ia uite, paolo, băieți. Doamne, cine m-a pus să mă joc asta? Cine m-a pus să mă joc gunoiul ăsta, băieți? Că nu mai iubești? Cine m-a pus? Îl iubești? Andres, tu taci din gură, că ești praf. La Las Vegas te duci direct. Yes, te-am zis! E scriptat jocul! Yes! Bro, e scriptat jocul! Andres, ți-am spus, eu sunt creier! Coco, de sun eu! Haide, ZZANDREI, la Londra te duci! Bă, frate, eu am doar Beijing-ul! Jocul ăsta... Dar urmează Las Vegas. Bă, Hydra e cel mai câștigat. Uitați câți bani are, ce mai mulți bani și are și Veneția și Las Vegas. Păi mănâncă că la Osaka te duci. La Osaka te duci, Andres. Oh, mamă, bă, până mânzule. Unde te-ai dus, prietene? Mamă. Cu minte, mânzule. Stai cu minte, spiriduși. Nu mai duce cadourile, nicăieri. Bă, frate, am doar Beijing-ul, deci dacă băieți, dacă dau rol acum și pic pe Las Vegas, Osaka. Oh, un gunoi, am picat pe un gunoi. Mamă, pic pe nis. Eu n-am cum să scot bani. Eu nu scot niciun ban acum, băieți, absolut niciun ban nu scot. Eu zic să zici mersi că și eu aș cumpăra Roma la locul tău, Vlade. Părerea mea, nu știu, tu faci ce vrei pe... Oh. Nu l-asculta, nu l-asculta. Yeah, boys, we go, straight ahead. Let's go. Mai am 700k și Madrid. Ah, nu, Hamburg, sunt idiot. Ai Hamburg, Shanghai și Sevilla, prietene. Eu am doar... Bro, eu am doar Beijing-ul. My friend. Și Nis. Haide, Andrei, să eram verde, coie, mă speriai. Doamne, uite, mă, care ăștia un noroc, bă, eu n-am noroc, mă. Doamne, să pic pe șansă să distrug Las Vegas-ul ăla. Doamne, ce mi-aș dori. Nu de altă, dar am foarte mare ghi... Uite cum pică ei, eu n-am unde să cumpăr, prietene. Uite, da. Facem un pact, dacă pică cineva pe șansă să vândă sau să distrugă, Las Vegas e primul. Nu, bă. Pentru da, că cineva de aici mai are o tentă așa de a trola, gen Gabi. Gen, ea mai are niște gânduri așa câteodată.
Să scoată pe cel mai amărât din joc. Vă rog, uitați-vă unde e mondialul, prieteni. Care e cel mai amărât din joc, Andres? Eu cred că eu. Bă, frate, n-am nimic. Deci eu n-am cum să scot bani și n-am ce cumpăra. Uite, uite. N-ai bani, yeah. Haide, Gabi, du-te la Las Vegas să te bați tu cu Hydra și o să vin din urmă. Și Dubai e bun. Deci, băi, e șansă, vă rog. Yes! Distrug tot. Ce noroc. Da, mă, Escape from Lost Island. Bă, frate, n-am niciun teren. Am doar Beijing-ul. Și ăștia pică pe terenul. Uite, deci ăștia pică. Deci acum dau rol, vreau Londra sau Sydney, băi. Londra sau Sydney, vă rog. Da, Las Vegas, poate. Marș, mă. Marș, mă. Din, din suflet a fost, prieteni. Hai, Coco. Doamne. Coco, tu ai două terenuri șmechere, Hamburg și Berlin. Eu am doar Beijing, uite-te ce la Beijing, e un cotez. Da, că ești amărât. Bă, cred că și tu ești amărât, sincer. Și eu. Hai că ești cumpăr aici, în Sevilla. Ce-ți faci în Sevilla, prietene? Uitați-l, băieți, aici, în stânga, sus, dăm cu roșii în el. Amă, ne cumpărăm sau sal? Gabi, Osaka. Își da, face mare și Osaka, băieți, că nu, na, cine... Ce drept cum îți faci? Săracilor. Și băieți rol? Șansă, distrug. Ia, du-te la... Este, mă, doamne, doamne, cineva a fost de partea mea, prieten, doamne. Dar eu tot n-am cum să câștig, băieți, apropo, știați. Bă, m-aș duce la Londra sau la Sydney, dar mi-e frică că pic la Vegas după, așa că mai bine mă duc la Chicago, nu? Sau să mă duc la Londra, băieți, și să risc tot. Mă duc la Londra și risc tot, prieten. Bravo, Andres. Mai e doar Berlinul, prietene. Cică taci, te rog. Doamne, ce joc. Uite, bro. De câte ori ați dat 1-1 în jocul ăsta? Să faceți Monopoly la Osaka și Tokyo. Andres, de câte ori ai dat 1-1? În viața mea. În viața mea ce? Ai dat sau n-ai dat? N-am dat. Eu dau numai 6-6. Doamne, duble pe libere, de pe libere, pe libere. Și uitați, eu am doar și Beijing-ul cu aia. Uite, Hamburg, îmi ia Hamburg-ul acum, de-l vându eu ca prost. Yes, lost island. Băieți, să-mi iau eu Hamburg-ul. Mi-aș lua Hamburg-ul. Să iau Hamburg-ul. Iau Hamburg. Nu, mă duc direct la Londra să fiu sigur de câștig. Da. Că Londra e bună, băieți, Londra, da? Că pică Andres la Londra aici. Să vezi ce ești tu sigur acum. Acum dau, băieți, fiți atenți, dau 1-1 Sydney. 1-1, hai. Bă, imposibil, bă! Ce-a zis Coco? Nu! Nu, 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 nu. Băi, uitați cât de roșu sunt. Yes, doamne, dar oricum, eu i-am dat 1,2. Eu i-am dat 1,2. Uitați-vă ce față am, băieți, m-au bătut băieții. Bine! Toată lumea la Londra! Dar tot am pierdut 1,2 milioane, mai bine nu-i pierdeam. Și acum mă duc la Osaka, deci dacă eu ajung la Osaka, am dat bankrupt da. Și alte 4 prieteni dacă mă duc la Osaka. Am dat aici, că nu se hai, dă-i bani, dă-i drumul la Londra. Acum dai 3. Realizați că eu mai am 400k și nu mai am nimic. 3, dai Gabi, 3. Uite mă că pică la Sydney, mă că un vreau și tot. Te rog, nu Osaka sau Tokyo. Paris, minunat. Păi dar cum să mă duc eu undeva unde e liber, băi, la Paris, la Paris. Okay. Bine. Taci, bă. Uite, frate, ăștia pică pe terenuri libere. Cine spune că jocul ăsta nu este scriptat? Este un... Nu pot să spun ce, băi, ceva nașpa, rău, n-are cum. Deci jocul ăsta Hydra pică numai pe spații libere. Toată lumea pică la Hydra și o pic la Hydra și absolut toată lumea. Del pică pe spații libere, băiți. Na, și Gabi care are 170 că n-are bani de nimic. La Madrid. Păi cum? Mersi. Nu ne place nouă Madridul? Nu ne place nouă Madridul? Ne place, ne place, a? Coco, încă ești în joc? Cred că se poate spune că am pierdut jocul ăsta din start. Bă, Coco, tu n-ai niciun teritoriu și 117k? Taci. Bă, ai acum mai mult, 319k. Ai o șansă. Nu înțeleg ce te bucuri de... De răul altea, nu? Suntem în aceeași oală, prietene, crede-mă, suntem în aceeași oală. Deci acum pe Las Vegas vin și Beijing-ul și Londra. Mă duc la Hamburg. Bă, vene, bă! Du-te, du-te. La Hamburg! La Hamburg! Milan, Milan, Milan. La Hamburg!
Cipru, bă! Bă, plâng, plâng, uite pe ăsta unde pică! Bă, de ce ăsta numai pe... Mamă, vine să... Deci dacă l-aș avea pe Hydra în față... Bă, deci eu ping numai pe terenurile altora... Copii, bă. Hydra, Hydra, doar pe spații libere și are toată harta albastră! Doamne! Andres, vezi că ai dat bang grab. Bă, eu ce-am spus la început? Andres este cel mai ghinionist din tot jocul, după sunt eu. Eu o să dau următorul bang grab, băieți. Toată lumea de acord? Da. Toată lumea de acord, băieți. Bang grab, băieți. Bang grab, că nu mai suport. Nu dau bang grab, băieți. Îmi vând, uite, îmi vând. Ăștia mai avuți așa în viața. Gata, nu dau. Nu dau bang grab, băieți. Rezist până la ultima suflare cu Londra și Beijing, vai de morții lor. Păi da, mă, dar privește... Bă, dacă pică mondialul pe Londra. Dar nu o să pice, deci, da. Își face hotel pe uite cu ai. Mamă, 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 nu mai suport. Oameni buni, cu o dată rupeți like-urile alea, neapărat trebuie să dați multe like-uri dacă vreți să mai postăm clipuri cu jocul ăsta infect, dacă vreți să vedeți cum ne enervăm aici, că nu mai suport. Mai nervează că nu pică la mine. Șansă distrug, șansă distrug. Știți de ce se întâmplă asta? Pentru că dădu Vlad mă primul. Mă piși pe Vegas-ul tău, Vlade! Și că, doamne, uitați cât are din hartă, băie, și zice, doamne, doamne. Și are toată harta, ești nebun. Și acum a picat la Lyon, fii atent. Vlad, dăm și noi? Doamne, spune-mi ce am greșit. Șansă, ia, ce-ți faci? Ia, îți distruge Londra. Da, ce dracu că am doar Londra? Distruge-o Londra, nu știu fraier. Nu, mă, bine, Milanul, bun. Distruge-mi eu. Păi normal, că eu am doar Londra. Beijing-ul nu se pune, e coteț. Și Londra aia nu prea se pune, n-a picat nimeni în ea. De cât de două ori. Ai, da. Ia zi, Gabi, e scriptat jocul? E scriptat jocul, Gabi, zi tu. Bengra, bengra. Nu? Alo? Nu. Mamă, dar da. Și Gabi are multe chestii, ești nebun. Eu aș lăsa o sat ca și Tokyo și Sydney. Aș vinde doar Madrid și... Mamă. Mamă, băieți. Da. Revine leul Zandrei? În joc? Da, nu da. Cred. Ma. Mai vinde Sydney. Ce joc de... nu mai spunem nimic, băieți. Este un joc power. Power game. Let's go, boys. Yeah. Și... bankrupt. Revine leul să Andrei, oare? Băi, am spus că gen... Andres e cel mai ghinionist și după eu. Bine să plâng, mai el. Nu mă mai intere... Băieți, cam ăsta a fost episodul. Nu mă mai interesează cine câștigă, băieți, n-are rost. Ideea este că am avut dreptate ce am spus la început. Andres cel mai ghinionist, primul bengrap, eu pe locul 2, al doilea bengrap. Gunoi de joc, prieteni. Gunoi de joc. Încă o dată, dacă vreți să postăm clipuri mai multe de acest gen, trebuie neapărat să rupeți like-urile alea pentru că o să-mi explodeze o venă în curând. Eu am fost Andrei, v-am pupat. O zi cât mai plăcută vă doresc tuturor. Pa!